Comuna Stăuceni ar putea deveni oraș. Primarul Alexandru Vornicu a anunțat că a demarat procedurile de organizare a unui referendum local pentru a conferi localității statutul de oraș. Într-o adresare video, edilul face apel către oameni și îi îndeamnă să dea curs acestei inițiative. Sunt sigur că mulți dintre dumneavoastră nu odată v-ați gândit la faptul că Stăuceni este de fapt un oraș în toată legea. Chiar dacă în continuare administrativ are statutul de sat. De fapt, Stăuceniul îndeplinește de mult toate criteriile pentru a deveni oraș. Având în vedere această recunoaștere, propun să analizăm posibilitatea de a obține oficial statutul de oraș. Potrivit lui Vornicu, după schimbarea statutului, localitatea se va putea înfrăți cu alte orașe, lucru ce va permite accesarea fondurilor europene pentru proiecte de infrastructură. Cu o populație de peste 9.000 de oameni, Stăuceni este o comună din municipiul Chișinău, formată din satele Stăuceni și Goianul Nou.